150 de copii proveniți din familii vulnerabile aflate în atenția Direcției de Asistență Socială DEVA au avut parte de altfel de sărbători pascale. Tinerii și familiile lor au beneficiat de produse alimentare de bază, conserve și dulciuri colectate în urma unei caravane umanitare organizate de Direcția de Asistență Socială DEVA, Instituția Prefectului Județul Hunedoara și Asociația Trăiește Altfel din București. 150 de copii de pe raza municipiului Deva, care provin din familii defavorizate, au primit săptămâna trecută, cu ocazia sărbătorilor pascale, pachete din partea Direcției de Asistență Socială, în colaborare cu instituția prefectului județul Hunedoara și cu Asociația Trăiește Altfel. Pachetele au conținut dulciuri, conserve și alimente de bază pentru întreaga familie. Voluntarii Asociației din București ajung la Deva și în alte 4 localități de 2 ori pe an, când donează celor aflați în nevoie alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte, medicamente, obiecte de uz sau produse de igienă și, în plus, pentru copii, jucării, cărți și rechizite școlare. Cei care doresc să se alăture caravanelor umanitare organizate de Asociația Trăiește Altfel din București o pot face donând în contul RO 95 INGB 0000 999907045960.